trei tipuri de măști de protecție neconforme fabricate în China au fost depistate în România. Sistemul de alertă rapidă pentru produsele nealimentare al Uniunii Europene a validat mai multe alerte în privința unor măști de proastă calitate vândute în spațiul comunitar. Cele trei alerte transmise de România au în vedere comercializarea de măști prima și rixin. Cea de-a treia alertă vizând un tip de mască fără marcă se menționează într-un comunicat emis de ANPC. Toate cele trei tipuri de măști sunt fabricate în China potrivit ANPC. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor supraveghează permanent piața de bunuri și servicii, mai ales cele necesare în această perioadă marcată de COVID-19 proces care va continua până când pericolul pandemic se va fi sfârșit și îi avertizează pe această cale pe operatorii economici din domeniu ca înainte de a introduce la comercializare astfel de produse să consulte site-urile ANPC și pe cel al Comisiei Europene pentru a se asigura că acestea nu figurează la capitolul Produse interzise comercializării, a precizat președintele ANPC. În data de 25 noiembrie, fostul ministru al economiei, Virgil Popescu, susținea că jumătate dintre măștile aflate pe piață nu protejează împotriva COVID, iar Ministerul Economiei va emite un ordin pentru a obliga comercianții să precizeze acest lucru în cazul produselor neconforme.